Astăzi ne vom uita la pisica asta cum doarme timp de 24 de ore. Nu, no, de fapt nu ne vom uita la pisica asta, m-am urcat și pe o cutie ca să vă arăt pisica mai de aproape. Astăzi de fapt vreau să cumpărăm toate produsele care ne mai lipsesc din supermarket. După cum vedeți, mai exact 4 la număr. Bine, 4 categorii, că teoretic ele sunt mai multe produse și începem cu produse de curățenie. Hai să vedem prima oară despre ce e vorba, după care discutăm puțin mai multe și hai să vedem, avem detergent. De fapt cu ei pasă ce avem. Hai să le băgăm pe toate în coș de ce avem doar produse de curățenie de 630 de dolari Și mai băgăm încă un punct la celelalte produse de curățenie Ce să vezi, care vor fi, hai să vedem ce sumă Din nou, nu o mai interesează ce vindem Contează că avem 690 de dolari. Bă, destul de puțin, sincer. Ideea este că trebuie să le și punem undeva în magazin și mă gândeam că n-are sens să mai extindem magazinul pentru că și așa... Pe aici apare destul de gol, sincer. Și ar fi efectiv risipă de spațiu, așa că m-am gândit eu după capul meu să punem vreo 4 rafturi ceva de genul ăsta în continuare la produsele de igienă, Că mie mi se pare că se cam potrivesc dacă mă întrebați pe mine. Igienă, curățare, tot pe acolo cumva. Bun, am pus patru rafturi și după cum vedeți, magazinul parcă arată mult mai bine așa, că nu mai e spațiul la gol aici o grămadă. Și acum aici trebuie să venim să punem produsele de curățenie, dar nu știu de unde să le iau. Văd că avem o grămadă de bidoane. Hai să punem bidoanele, frate, oricum vedem după aia de fapt ce și cum. Ia vezi bidoanele Apropo, până mai punem produse Voiam să vă arăt că până la urmă am schimbat locul humusului Nu am găsit efectiv unde să-l pun Așa că l-am pus lângă conserve Că practic și el aparține de conserve Și unde era humusul vreau să pun altceva Dar momentan nu vă zic o să vedeți puțin mai încolo Dar momentan hai să punem produsele astea Și discutăm noi mai încolo toate detaliile Pentru că oricum o să fie probabil un episod foarte lung Care o să dureze extrem de mult Bă, e de la cursuleț Un fel de cocolino Parcă așa se numea, nu? Dar nu îmi plac, bă, frate, produsele astea unde intră atât de puține, că trebuie să faci stocul nou stop, să tot cumperi, să cumperi, să pui, să cumperi, să pui și tot așa. Nu că eu nu le pot lăsa așa, ori am ordine în magazin, ori nu am ordine, despre ce discutăm. Am luat tipul ăsta de produse și le-am pus aici și a, după care aici o să punem bidoanele astea, că așa mi se pare logic, nu? Apropo, am găsit un live cum să pui produsele mai repede, fiți antenă. Dacă dai în continuu click, numai că te cam doare mâna, ele se pun mult mai repede și la fel și înapoi. Mamă, ce gigantice scutiile astea, abia în cap cât va pe raft, dar oricum cred că după calculele mele ne mai rămâne un raft liber. Și apropo, cam așa arată depozitul, dacă se întreba cineva și totuși depozitul e suficient de mare. Nici măcar o singură dată n-am avut problemă că nu mi-ajung spațiile, că nu știu ce, efectiv e perfect. Și mai am acolo loc, aș putea să mai adaug încă un raft, dar n-am nevoie efectiv. Bun, hai să vedem cam ce dimensiuni au. Bă, dar sunt de tot produsele astea, deși uite că aici cap destul de multe. Bun, ideea e că ne-au rămas câte un spațiu la fiecare, adică mai exact unul acolo și unul aici. Așa că trebuie să mergem să luăm asta de prețuri și să stabilim care produs e mai scump și pe la practic o să-l punem de două ori pe raft. Știți deja povestea. Bun, am pus prețurile și deși ăsta nu e neapărat cel mai scump, parcă pe ăsta l-aș pune, dar cred că de fapt facem alt cumva. Bineînțeles, punem asta la loc. Ne trebuie o cutie goală, dar bine că mai păstrez din când în când niște cutii goale, că angajații ăștia mereu mi le iau și mi le duc la gunoi, pa, andalanda. landa. Bun, teoretic asta e cea mai scumpă la 17,2 de pe rafturile de pe partea asta, așa că o să luăm ăstea de aici, că așa mi se pare mie corect, le punem pe partea asta... După care mai luăm de aici și o să punem și pe rândul de jos. Practic aici o să avem două rânduri cu detergent din ăsta. Bum, mega pack, X84, mamă! Și pe partea asta nici nu m-am uitat. Sincer, hai să vedem în timp real care e cea mai scumpă. Asta e 965. A, și ce să vezi, chiar asta e cea mai scumpă. Așa că cred că am decât să fac ceva de genul ăsta. Și cam ăștia sunt detergenții, bă, destul de interesant, îmi place că sunt așa foarte colorați. Înainte să mai dăm o comandă, totuși, avem de făcut altceva, sigur că da, cutiile îmi place să le păstrez acolo ca să am cât de cât o ordine. Și mai avem două puncte, ce să vezi, așa că o să luăm și cărțile, bă, le luăm direct pe amândouă. Și hai să vedem despre ce e vorba la cărți. Bă, nu găseam cărțile, am căutat 14 ani după cărțile astea. Ia să vedem. Mamă, dar vezi că sunt cam scumpe niște cărți. 1600 de dolari. Păi și la numărul 2 cât mă costă, mă, dacă ele au fost atât de scumpe? Stai că nu înțeleg. A, aparent tot atât, 1678 de dolari. Care e faza cu astea? Stai bă că n-am unde să le pun, apropo, eu cumpăr produsele, dar unde le pun? Bun, după calculele mele avem nevoie de 3 rafturi, așa că o să punem 2 rafturi aici exact lângă astea la alte. Stai să le și punem frumos, elegant, cred că e bine. Să fie cât de cât la fel ca celelalte, ca să arate și frumos magazinul, că până la urmă ăsta e scopul, nu? Bun, le-am pus bine, bă, le-am pus destul de bine, aș putea spune. Și practic aici avem două rafturi, dar bineînțeles că aici trebuie să mai lăsăm spațiu, să mai treacă cliențe, să mai una alta. Așa că pentru al treilea raft am pregătit deja raftul ăsta de unde am scos humusul, pentru că mi se pare sincer cel mai potrivit din lume, că exact când intri în magazin să ai cărțile pe stânga. Nu știu de ce, dar mie mi se pare cel mai potrivit așa, sincer, așa că hai după cărți și să vedem care e faza cu ele, de ce costă atât de mult. Oare pot măcar să pun multe, mă? Ia vezi că arată într-un mare stil. Hai că arată niște cărți. La astea chiar nu cred că are vreun sens, am vreo ordine sau ceva. Pur și simplu pun cărțile acolo și să fie bine. Dar ce cărți avem, mă? Donine, ce mă chestia asta? Du-te, mă, de aici cu cărțile tale. Am prins-o fapt, bă, ce facem mă? De ce se holbează la pisică? Tanti nu-i pisica ta, lasă pisica în pace. Eu înțeleg că e drăguță, dar lasă să doarmă, doarme de 3 săptămâni deja. Aolo. Ia să punem și aici o carte. A, Aia zic, bă, ca să vină părinții cu copii. Bine, de fapt nu avem copii în jocul ăsta, dar poate au copii acasă, ce să zic. Și atrage că le mai cumpăr o cărticică, mai un alta să învețe copilul. Asta e piticea. Ia să... I -i uite, bă, tot așa de copii, piticea. Copisică. Vezi că arată tare rău cartea asta. Bă, da, chiar scumpe produsele astea. Voi vedeți că toate sunt dolari, apropo. De fapt, uite, asta nu, asta e mai scumpă. A, înseamnă că avem categoria de cărți normale și cărți premium, bă. Deci trebuie să avem grijă un pic cum le împărțim și pe astea, să ne fie mai ușor. Pea să vedem asta cât e. 9.99, sigur că da. Vă cred că le las totuși pe lea mai ieftine la intrare și aici pe raftul ăsta le pun peste la 9.99 dacă tot așa. Așa că pe asta de sus trebuie să o cam scoatem de aici și să o punem ghiciunde. Pe partea asta la altă, mă, că nu vreau să pun la intrare. Nu știu, parcă n-are față de carte de intrare. Bă, deci efectiv după copertă le-am găsit pe toate. Deci am pus-o pe asta 99. Am pus-o pe asta 999 și acum și la asta le-am nimerit pe toate la 999 despre ce vorbim. Acum sincer nici nu mai contează că e 999, că e 799, că nu mai avem deja unde să le punem, așa că nu avem decât să le mai și amestecăm puțin. Ia că totuși sunt curios cu cât le putem vinde. Bă, dar vezi că nu au exact același preț. Uite, asta are market price 799 și asta are 699. Numai că la același preț mi le pus jocul, Deci asta de jos, practic, e mai ieftină. Și aveți aici că astea ce spuse cu 10, de fapt, eu le pot da cu 19 și ceva. Vezi că am cam prins preț. Le pun la 19, 49, ca așa le-am pus pe toate, la 49. Am terminat cu prețurile, doar că trebuie să mai dăm o comandă. Uitați-vă ce puține cărți avem din fiecare. Puține produse de astea de curățenie. Așa că mergem noi frumos aici și angajăm doi casieri, doi bărbați la restock sau femei ce fi, și pe cineva la securitate. Deschidem magazinul ca să fie bine, ca să nu fie rău. Depozitul văd că e destul de plin, sincer. Nu pot să zic că mai trebuie neapărat să mai luăm ceva. Dar trebuie să mai dăm câte o comandă din fiecare. Adică asta o să mai coste destul de mult. Bă, ăștia mi-aruncă cutiile! Mi-a luat cutia din raft? Nu. Mă, ce cutie o aruncat, mă. O găsi pe undeva prin magazin o cutie și o dus -o la reciclat. Am văzut că am luat un dolar jumate. Bun, stai așa că nu mai știu ce făceam. Am făcut coșul... Bă! Mi-o reseta coșul? A, sau am dat comanda? Îți nebun. Am dat comanda, bă, credeam că ți nebun, rău. Stai mă așa că trebuie să le punem în depozit să se ocupe bărbații. A, da, apropo, am uitat să vă zic ceva, știam eu că am uitat ceva. Mai știți că aici aveam patru rafturi pline de humus? Ei bine, am luat humusul, l-am pus aici pe un singur raft și în rest mai erau, vreo, cred că vreo patru sau cinci cutii. Deci efectiv erau cutii până acolo doar cu humus. Uite, exact aici am pus o grămadă de cutii cu humus. Și ce să vezi că mi-au dispărut cutiile. Nu am absolut nicio idee de ce, că doar nu e prima oară când las cutii așa. Și până acum nu mi-au mai dispărut, deci cineva cumva mi-a furat humusul în valoare destul de mare. Ia să vedem totuși un pic cât costă un humus, să știm ce pagubă am avut. Deci un humus costă 75 și am avut vreo 4 sau 5 cutii pline. Deci am pierdut câteva sute de dolari așa degeaba, bă. Uite iar pisica. Bun, mai facem 24 de ore în care ne uităm la pisică. Băi, ce te uiți așa ură la mine? Băi, uite mă că se uită ură la mine. Bun, stai așa, ce, ce trebuia să fac? Oficial aproape am umplut depozitul și cu toate astea încă mai am spațiu la fix să cumpăr detergent și ce mai era pe acolo. Așa că mai dăm o comandă aici cu toate celea să vedem cât ne costă în total. A, ah, păi este e o sieftină, 1300 toate. Și avem rafturi la fix cât să le punem pe toate. Și nu mai trebuie să mai extindem aici. Deci chiar nu înțeleg de ce poți să extinzi storage-ul până încolo. Ce pandalanda poți să faci cu atâta storage? Apropo, oficial putem spune că teoretic am terminat jocul. Bine, nu chiar. Am luat toate produsele posibile. Dar acum mai rămâne să mai luăm chestiile astea pe lângă. Mai putem lua angajați și anumite bonusuri. Și practic cam asta e. Bine, noi putem să ne jucăm la infinit. Mai avem și de extins aici. Numai că sincer nu vreau să extind. Că nu are niciun sens. Mie mi se pare că arată mult mai bine magazinul așa un pic mai mic. Dar mai cochet, aranja frumos, elegant cât de cât, mai facem și o curățenie cât de ce nu. Ada și apropo, am observat o chestie, vă, au început să vină prea mulți oameni la case și se fac coz de 3, 4, 5, 8 oameni chiar. Și asta deja devine periculos, dar sincer nu mai am unde să mai pun încă o casierie. Așa că n-am decât să-i mai ajut, uite, ceva de genul ăsta când se fac prea mulți. Dar să sperăm că nu o să avem probleme. Acum, sincer, nu știu cât mai fac puncte de astea, că sincer aș avea nevoie de câte un bonus, câte un alta. Poate chiar încă un angajat la Risto, că nu prea fac față ăștia doi. Ia uite exact ce vorbeam! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Bă, ba nu, de fapt sunt 7. la n-avea loc să treacă efectiv. Ceea ce înseamnă că de la 8 încep să fure și teoretic nu m-ar deranja de mult că de -aia avem paznic. Ba unde e paznic? A, ah, uite aici, doamna paznic. Dar de fapt am dreptate, mă, nu mă deranjează cu nimic dacă se apucă ăștia să fure. Ce tot atâta? Mamă! 2, bă, bă, ia uite exact ce povesteam. Vino încoace la bătaie, vino la bătaie! Că dacă mă enervez mai pun încă un om la pază. Uită-te că o furat! Serios? De deci ce nu pot să cred nu se oprește? A furat o carte, nu bă! Cum mă să-mi fur cartea? uite-te ce e aici. Vai de viața mea, au furat un pui sau doi, nici n-am fost pe fază. Orez mult. Gem -o furat. Deci deja se cam enervează oamenii și deja se face mizerie în magazin. Uite-te și tu, bă. Dar știi ce? Nici că cumpăr încă o casă. De fapt, nici nu am nevoie, mă. Acum am realizat că avem o grămadă de bonusuri aici prin care angajații se mișcă mai repede. Deci dacă iau și alea, nu cred că mai am nicio treabă, sincer, acum. Bă, nu știu dacă mai fac stocul azi. Cred că le ajung produsele ce le am și vedem mâine ce mai facem, că vreau să stau, uite, așa. Uite, stau aici la col și mă uit la magazin. A, ah, dar am uitat ceva, bă, stați așa că nu e așa. Luăm tabletuța și mergem aici că trebuie să mai scriem aici niște chestii, dar mereu mă depășește tabletuța asta, sincer. Uite-te tu. Bă, așa, bun. Trebuie să punem aici o chestie de genul ăsta la care să scriem produse de farmacie. N-am pus-o neapărat cel mai centrat, dar merge și așa rău. Și încă una aici la care să scriem cărți, ceva de genul ăsta. Și cam A, a uite și aici, la detergenți. Sigur că da, sigur că da, da. Mă las și pe mine să pun, mulțumesc. Bă, ceva de genul? Mai că am centrat-o pasta de toată frumusețea, nu? Că trebuie ștearsă. Și pun alta. Ideea e că atunci când ștergi un obiect de genul ăsta, pierzi doar 10 dolari. Așa că, sincer, nu mă deranjează atât de tare. Dar nu prea am cum să pun. Ba da, uite, acum am pus bine. Trebuie să mai și scriem pe ele și cam asta e. Efectiv, magazinul meu este aproape gata. Că, de fapt, voiam să mai fac niște chestii, niște modificări. Dar le lăsăm pe toate pe rând, nu? Bun, dăm pe săgeata asta și scriem așa. Produse de curățenie. Și ce culoare să folosim? Lăsăm alb, lăsăm galben, roz, albastru. Uite așa, uite culoarea asta, mi se pare că se potrivește. După care aici, bă, ce arunci gunoi, mă? De fapt nu el, cred că o arunca, dar în fine. Și aici trecem direct farmacie, mă, ce tot atâta și lăsăm cu... Cred că cu verde s-ar potrivi la farmacie. Nu avem nuanța aia de verde pe care o vreau eu, dar uite așa, cred că e bine, nu? Deci nu cred că mai am efectiv nimic de făcut decât niște curățene și bristocuri momentan. Fiți antenă că am mai făcut rost de un punct și m-am uitat eu așa printre ele. Toate sunt bune și îmi plac și aș avea nevoie de ele, dar cred că de asta am cea mai mare nevoie. Angajații scanează produsele mai repede. Nu mi zice exact cu cât mai repede, dar cred că de asta am lejer cea mai mare nevoie. Ia să vedem cât de repede se mișcă. Bă, chiar se mișcă mai repede. Că înainte să făcea coadă de produse aici de trebuia să-i ajut eu. Păi lejer de vară, efectiv, mai repede de atât nu cred că are cum. Și mai avem nevoie de 3, 6, 8 puncte, bă. Nu știu cum facem noi 8 puncte, că cred că mai bagă ăștia un update cu alte produse până atunci. Dar nu, pe episodul ăsta trebuie să facem să fie bine, să terminăm magazinul. Și ce mi-am amintit, vreau să mai cumpărăm și un congelator de ăsta mare, mă. Cam așa arată el, e atât de mare de n-am loc să vă arăt, dar problema e că nu știu exact încă unde să-l pun. La asta trebuie să mă mai gândesc și ce să mai fac cu frigiderele astea, că practic undeva pe aici ar trebui să pun și Congelator, dar în congelator trebuie să pui produsele de aici? Și eu nu vreau să le mude de aici pentru că îmi place foarte mult cum arată aici. Deci pa andalanda dar cumva trebuie să facem. Clasica de fiecare dată trebuie să mai cumpărăm hârtie igienică pentru că poți să pui foarte puțină pe raft și se dă foarte repede. Și cred că exact asta o să fie problema și la detergentul ăsta pentru că numai câteva cutiuțe nu s-o dat niciuna sau au făcut ăștia ristocul Știi ce? Dacă tot avem o grămadă de bani și efectiv nu prea mai avem în ce să investim doar să mai facem ristocuri din când în când, ia să cumpărăm noi mai multe tele televizoare, mă, că ne permite. Ideea e că vreau să pun la același nivel, dar nu știu exact cum o descurc să-l pun la același nivel. Dar facem cumva să fie bine. Bă, dacă nu l-am pus ghinion, eu acum sper să-l pun cam pe la același nivel și la fel de drept. Ia, vezi aici. Vezi televizoarele. Pe ăsta l-am pus un pic mai jos, dar ce să vezi? Acolo rămâne că n-are sens să ne mai bate în capul. Bun, momentan mai aștept să mai fac puncte din astea. E deja o închiderii și doar uitați-vă câți clienți mai avem prin magazin, bă! Îmi iau toți cartofii! Bine, de fapt eu mă bucur dacă iau toți cartofii, de -aia să ne urcăm noi pe magazin. Să privim magazinul de sus, practic. Ia uite de aici de la cartofi. A, va parcă se vede magazinul, nu mai vezi absolut nimic. Ia, vedeți că televizoarele sincronizate, bă, la toate trei exact același lucru. Îmi place, mă, ce văd, îmi place. Sincer, mai trebuie să mai punem niște plante acum că mi-am amintit că există, dar nu știu exact pe unde. A, ba, nu că știu, fiți antenă. Luăm repede tablețica și aici era un loc la fix în care nu știam ce să pun. Mamă, da, ce plante avem, ăstea nu cap din păcate. O plantă de asta micuță în cape. Una din asta nu încape. ai mă, serios, că așa ceva aș vrut să bag. Bun, dar încapă ăstea micuții, ia vezi. Eh, altă viață. Și așa aici era niște loc și nu aveam ce face cu el. Vezi că nu-i rău deloc. Și fiți antene că mai putem pune tot una din asta micuță, că altfel arată un pic cam dubios. Perfect, elegant cât de cât. Și aș vrea să pun una mare, dar unde pun? Că n-avem niciuna de asta mare de tot în tot magazinul. Dar e prea mare, frate, n-am unde să o pun. O las în mijlocul magazinului aici la intrare. Deci gândiți-vă că s-a făcut 22-30 de foarte mult timp și abia acum am reușit să terminăm cu clienții. Și acum a venit momentul cel mare în care vreau să închidem magazinul. Bă, pe să-i lăsăm în pace. Fiantă, închid magazinul momentan. Se descurcă ei puțin mai încolo. După care în ziua următoare vreau să facem ceva foarte puternic. Avem profit 10.000 condițiile în care am cheltuit vreo 11-12.000 să ne înțelegem. 151 de clienți absolut toți mulțumiți. Deci în fiecare zi avem mai mulți clienți dacă ați observat. Și acum că tot e zi nouă, fie antenei duminică. Vreau să facem ristocul la un alt nivel și cred că trebuie să mai cumpărăm un raft de ăsta, vă. Dar știi ce? De ce să nu cumpărăm? Că pe ăsta îl putem lua foarte frumos. Uh, nu pot să-l iau, băi! Nu mă lasă să -mi... Ia uite-mă abia acum, nu mă lasă să mut raftul. Bă, nu mă lasă să-l... Bă, nu, 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 sunt buguit, ăsta e efectiv. Măi, lasă-mă să te mut! Nu, mă nu merge pus numai aici, în mijloc, așa că nu-l mutăm, îl lăsăm în pace. Sper să avem loc, totuși nu cred că o să avem loc, dar vedem, noi oricum avem de fapt bani să extindem dacă e nevoie, la depozit chiar nu contează, ne costă 2000 și vreau să fac următoarea manevră. Vreau să cumpăr câte un produs din fiecare să vedem cât ne costă. Deci, efectiv, unul din fiecare de jos până sus. Deci, nu pot să cred că am băgat toate produsele și, efectiv, la ultima categorie mai am nevoie de. Astea 6, ultimele 6 Și am băgat practic 180 și ceva 187 parcă de produse Și mai aveam nevoie de 5 de fapt, nu 6 Dar nu mai am bani, am cheltuit deja 30.100 de dolari Și după cum vedeți, astea costă un pic Ca multicel, ne mai costă câteva mii de dolari Deci cam pe acolo 30 și un pic de mii te costă să cumperi toate Toate produsele Și eu acum am realizat că nu mai am bani de depozit Bă, că sincer chiar n-am unde Să pun toate produsele alea Dar facem un felul următor Punem pe toată lumea la restock și ne apucăm și băgăm. De fapt, știi ce? Cred că mai bine punem unul și la storage. Poate mă ajută, deși nu, cred, nu mă, nu mă ajută, mă. Storage-ul ăla e cam buguit și n-are niciun sens să ne bate în capul. Dar acum să ne bate în capul cu ăstea, bă, 187 de cutii. Cam așa arată murmanul în condițiile în care am luat câteva cutii. Ia să ne urcăm până sus de tot. Sunt regele supermarketurilor, practic. Mamă, s-au dus până pe drum, am blocat circulația, bă. Gândiți-vă că eu trebuie să fac așa de 187 de ori. Deci eu vin, iau cutia, mă duc frumos aici cât de rapid pot, caut repede o gaură, o pun și mă întorc. De 187 de ori, bă. Și apropo, am mai observat o chestie asta de mult timp, dar nu v-am zis și vouă. De fiecare dată când un angajat ia o cutie și după aia trebuie să vină cu ea înapoi când o golito și eu i-am ocupat locul, el vine și pune cutia afară. Bă, nu-i rău, adică nu-l duce capul să caute alt loc gol, dar nu-i rău că măcar nu aruncă și nu se buguiește. Efectiv o pune afară, vii o ei și o pui tu. Totuși gândiți-vă că fac asta de 187 de ori așa rapid, rău de tot, și încă nu fac fața angajații pun pe rafturi atât de repede încât mereu există o gaură liberă. Problema e că n-am gândit-o extrem de bine pentru că eu am toate produsele astea în stradă și dacă ies acum din joc sau ceva le cam pierd cel mai sigur. Așa că trebuie să-i pun pe angajați la treabă să pornim magazinul. Ce mă cu cutia asta? O lăsa cutia la raf, mă! De ce lași cutia la raf că eu nu te-am dezangajat? Băi, le vrei să fii concediat cumva? Uite-te că nu mai am loc. A, mai am un singur loc. De deci ce nu fi pus o acolo? Bun, ideea e că acum trebuie să pornim magazinul, să mai fac rost de bani, să mai extind asta, că altfel n-am nicio șansă. Trebuie să le putem pune acolo obligatoriu. Așa că... Rămân doar 2 pe ristoc, 2 casieri și unul pe securitate, clasic. Am ajuns la aproape 25.000 de dolari și am mai făcut un experiment prin care să las magazinul jegos. Deci efectiv nu am făcut curat absolut deloc toată ziua și stare curios dacă am avut mai puțin clienți sau dacă s-a întâmplat ceva, dar între timp cam așa arată afară cutiile, nu mai avem foarte multe, dar din nou am umplut efectiv depozitul, așa că nu am decât să extind, din păcate depozitul, vezi că am două puncte! Vezi că nu-i rău deloc, abia acum văd, puteam să le folosesc la angajați, dar în fine. Bun, vreau să extindem un pic depozitul, că nu mai avem loc, din păcate, și cu ocazia asta am și deschis ușa asta, mă. Că prea stătea aia așa aici închisă și mă deranja vizual. Și acum oficial avem tot locul din lume. Dar hai să facem să fie bine. Bă, teoretic aici pot pune și așa și cred că așa o să și fac. Și mai trebuie să cumpăr de astea câte pot. Mai precis, hai să vedem, avem o bucată, două bucăți. Bă, pune și pe partea cealaltă. Nu, punem mă și pe partea cealaltă. Și trei bucăți. Bă, mai mult de atât chiar nu cred că o să am nevoie vreodată în viață. Așa că mă apuc să le pun în rafturi. Doar ca să le salvez, că în principiu cam sunt produsele și în rafturi în magazin, deci nu prea mai am neapărat nevoie de ele. Da, ca să termin ziua, n-am decât să fac asta. Ce să și faci? Bun, am băgat toate produsele, îi las pe băieți acolo la restock și între timp, hai să vedem cum a decurs ziua de azi. 160 de clienți, deci mai mulți decât am avut de obicei, dintre care 3 nu au găsit produse, că nu m-am preocupat, de ce să vă mint, și 27 s-au plâns de mizere. Dar ce să vezi? Nu cred că m-am curcat prea tare din moment ce am avut clienți, mai mulți decât de obicei. Deci treaba cu curățenia cred că e complet irrelevantă, Sincer, Dar chiar și așa nu contează, o să fac curățenie în continuare, dar voiam să fac un experiment, deci nu cred că are legătură curățenia cu nimic. Ăstea două puncte cred că o să le investim în felul următor, să se miște cu 20% mai repede că le dăm cafea și să mai angajez un om. Să mai vină încă unul peristoc, apare în cam peristoc, am nevoie de oameni. Ia, pun acum 3 peristoc despre ce discutăm, o venim mă, la muncă? O veni bărbatul la muncă. Astăzi vreau să mai cumpăr încă o dată produsele ce îmi lipsesc, după care ziua de mâine va fi un experiment foarte mare, așa că azi trecem așa mai rapid. S-a mai terminat o zi cu succes, avem peste 30.000 în condițiile în care am și cheltuit o grămadă de bani, și cam așa arată când închizi o casă. I-am dat pe ăștia afară, am închis casa pentru că încasez eu aici. Și apropo, am văzut la unul cu încasat un peste 400 de dolari dintr-o bucată. Bă, 400, despre ce vorbim? Deci mai nou încasăm sume din ăstea, baboane, rău. 177, mi au dat 180, opa, trebuie să-i dau rest doar 2 dolari 26. 1, 2, 25, 26. Nu am mai fost la casă de nu mai țin minte când, efectiv. Dar, sincer, asta e cea mai faină chestie, numai că durează mult mai mult la mine față de un angajat. Și când îs eu la casă, cred că se cam face coadă. Așa că rămân eu cu stocul, că oricum ei n-au cum să facă stocul. Ia uite, 283 de dolari. Știi, să dau 16,14. 10, 15, 16, 10 și 14. O seară bună, nenii, au fugit repede, mă. Bun, deschidem asta înapoi, să nu cumva să o uităm așa. I-am pus pe toți 6 la ristoc. Am mai cumpărat niște rafturi pentru că efectiv nu mi ajungeau, dacă vă vine să credeți. Îi lăsăm pe toți să facă ristocul. Mai cumpăr marfa de care mai am nevoie și mâine e ziua cea mare în care facem mare experiment. Apropo, dacă mai avem un punct, hai să nu-l pierdem degeaba și o să dau pe asta, mă. Să primim de 4 ori mai mult pe cutie. Deci de la 1,5 primim 6 dolari pe o cutie. Vezi că bani în condițiile în care reciclăm sute de cutii. Bun, am închis ziua. Cam astea statisticile. 151 de clienți și nici măcar unul singur nemulțumit. Și astăzi vreau să facem în felul următor. Avem 28.000 de dolari în cap fără 2 dar rotunjim în cap și nu vreau să investesc niciun singur leu și vreau să văd la cât putem ajunge după o zi întreagă de muncă. Așa că băgăm în felul următor, 2 casieri, 3 pe restock și 1 pe security și cred că suntem bine, nu? Momentan nu mai am puncte, dar când o să am puncte, cred că o să le investesc unul în ăsta, se miște mai repede și în rest doar angajați. 4 angajați mai putem să luăm și practică la jocul gata. Așa că urați mi succesuri în ziua 38 la level 41, o zi liniștită de marți. Și a venit momentul mult așteptat, m-au lăsat ăștia fără hârtie igienică și fără pui. În rez, nu cred că avem probleme să lipsească vreun produs. Bine, la hârtie practic nu lipsește, numai că e la limită, doar puiul lipsește. Depozitul s-a cam înjumătățit, s-a cam golit sincer. Și hai să vedem momentul cel mare, câți bani am făcut, avem 5 55.000 de dolari, dintre care 27.000 am încasat și am rămas cu 26.600. Bă, sincer, eu credeam că se poate și mai bine, ținând cont că am avut 159 de clienți și toți mulțumiți. Deci un profit de 26.500 pe zi nu e cel mai bun din lume, dar să zicem că merge, ce să zic. Acum să mai băgăm niște punctane aici să se miște angajații și mai repede. Și ce să vezi, mai vreau încă un angajat, mă. Na, hai să vedem. Vino mă după colț. Hai da. Ia uite-l. Ia l cum vine. Avem șapte angajați. Avem de plătit la salarii. Și oficial ne mai trebuie trei puncte. Dar hai să ne gândim acum cum îi împărțim. Bineînțeles, doi la casă. Unul la securitate. Cred că pun și unul la storage ca să fie bine, ca să nu fie rău. Eu practic doar cumpăr produsele. Și restul la ristoc, tată, toți. Trei la restock. A, da, și am aflat care era faza de storage era un pic buguit. Ideea e că după ora 22.30 cel de la storage nu mai lucrează. Deci nu mai vrea, dacă nu mai vrea, nu mai vrea. Toată lumea lucrează, numai ăla nu mai merge. Deci cam asta era problema de credeam eu că nu merge, că nu vrea el să stea suplimentar. Ce să vezi? Bă, de data asta, asta chiar nu mai are nicio scuză. Deci are produse de luat de afară, are loc, este în timpul programului. Deci oficial cel de la storage chiar e buguit, apare nu i-am dat de cap. Bă, ce s-a întâmplat aici? Bă, s-au strâns toți clienții într-un loc, nu pot să cred. Mă, ăștia fac grevă, fac protest, ce fac? Și acum cum îi scot de aici, Ia, dacă mă bag și-o între ei? Mamă, îți blocați pe viață, mă. Bă, da, asta n-am mai văzut până acum. Singura mea șansă, cred că ar fi să fac ceva de genul ăsta. Să iau raftul, să-l pun acolo și să-l iau și pe ăsta. Mi-au făcut ăștia dezordine pe aici în Panda Landa. Tot n mă loc. Ia e trebuie să fac așa. Mamă, i-am deblocat într-un final, dar cu ce preț că mi-am făcut dezastru pe aici pe la rafturi, bă. Gata și ziua asta, avem aproape 80.000 de dolari dacă vă vine să credeți și vreau să vă doar un punct am mai făcut, mă! Păi hai să luăm ultimul angajat pe ziua de astăzi. Practic mai putem lua încă doi angajați, dar efectiv nu am ce să mai fac cu ei. Deja sunt prea mulți și chiar nu am nevoie. Pot să-i trimit și pe ăștia înapoi pe toți. Avem un total de 8 angajați din 10, dar nu închidem aici pentru că mai avem chiar puțină treabă, pentru că am promis că vreau să punem și un congelator din ăsta, pe care m-am gândit că cel mai bine ar fi să-l punem aici la intrare în magazin, pentru că de altfel e cam singurul loc în care putem pune așa ceva și să-l umplem cu înghețată. Când intră lumea în magazin sau când iasă, vede o înghețată, mai așa o înghețată. Bun, hai să dăm comandă doar de înghețată. Mi se pare cel mai corect și cel mai necorect. Dar stați așa că n-am verificat câte în cap în el. 1, 2, 3, 4, 5 pe rând, deci 10 înghețate în cap. Și avem doar 3 tipuri de înghețate, așa că o să luăm mai multe de astea premium ca să fie bine. Luăm 5 înghețate premium și în rest le împărțim cum putem. Bun, avem și un congelator din ăsta în magazin, că era urât sincer să nu avem așa ceva. Și am realizat că m-ai uitat o mică chestie care nu prea mai contează, dar pentru sufletul meu vreau să o fac să fie bine. Mai exact avem nevoie de lumină aici la băuturi, că sincer e cam întunecată zona asta, nu să vă mint. Punem ceva de genul să fie bine ca să nu fie rău, punem una așa aici. Și oficial putem arunca tableta asta, nu mai am nevoie de ea niciodată în viață. Și cam așa arată magazinul meu final, aș putea spune. Cel mai probabil vom mai face un episod când va mai fi cazul de un update să mai adauge produse și poate ne mai extindem, că sincer bani avem destui. Cam asta a fost supermarketul Ovițanu, vreau să încheiem și ziua asta cum se cuvine, cu un plus elegant de 21.000 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare și pașpa. Pa. Și pa!